Salut, prieteni! Astăzi vă prezint un nou model de autorulotă. Este vorba de XGO Dynamic 69G. Este o autorulotă făcută de XGO. Este unul dintre cele mai ieftine modele de autorulote noi de pe piață și este gândită pentru familii. Are o lungime de 7 metri jumătate, dacă nu mă înșel. Înălțimea este de 3 metri și 15 cm, deci atenție la limitările de înălțime. Și este una dintre cele mai bine gândite autorulote pe care le-am văzut în ultima vreme. De altfel, acest model de autorulotă este cel mai vândut model de la producătorul XGO și de asemenea la firmele de închirieri este unul dintre cele mai cerute pentru închirieri. Autorulota este construită pe un șasiu de Fiat Ducato, șasiul bine cunoscut de altfel al producătorului Fiat. Ce este interesant, fiind un model 2023, folosesc deja cunoscutul motor Multijet 3. Pe partea șoferului putem să vedem la alcov o fereastră de dimensiuni destul de mari. Aici avem și o marchiză Dometic de 4 metri. Montarea ei este opțională. Partea din spate avem geamul de la dormitor și tot aici putem să vedem ușa de la zona de depozitare, de la garaj. În zona de mijloc avem lumina exterioară care vine în dotarea standard, precum și grilele de la frigider. Ușa de acces în zona de rulotă și aici avem zona de gaz. În cazul de față, clientul a optat pentru instalarea unui sistem de rezervoare de gaz cu sistem SecoMotion, astfel încât să poată să folosească și în mers gazul și să nu aibă probleme cu alimentarea în alte țări. Foarte important la aceste sisteme SecoMotion este să știți să folosiți aceste furtune sau furtunuri cu supapă de siguranță și sistemul de siguranță de la regulator. De asemenea, este foarte important să instalați filtre de gaz, deoarece gazul poate să conțină impurități și astfel evitați defectarea sistemelor din autorulotă care funcționează pe gaz. Aici am montat și gura de alimentare pentru GPL. Aici, practic, se înfiletează un adaptor și se poate alimenta în orice țară. Clientul a optat și pentru o priză externă de gaz. Aici se poate conecta prin intermediul acestei cuple rapide un grătar sau un alt device care funcționează pe gaz și astfel puteți să folosiți gazul și afară. Cea mai bună folosință a acestei prize de gaz este pentru grătar. Aici lângă roata din spate avem maneta pentru rezervorul de apă gri, trebuie să vedeți acolo și rezervorul de apă gri. Ce vă recomand dacă doriți să folosiți autorulota iarna este să vă instalați și un sistem de degivrare sau un sistem anti-îngheț pentru rezervorul de apă gri, pentru a evita înghețarea acestuia și pentru a-l putea folosi în orice anotimp. În partea din spate avem spatele clasic de acum de XGO. În această configurație clientul a dorit să îi montăm un suport pentru 4 biciclete și în partea de sus puteți să vedeți camera de marșarie. În cealaltă parte avem ușa de la garaj, aici avem celălalt geam de la dormitor de pe cealaltă parte, avem un geam de la baie, precum și zona pentru caseta de toaletă. Aici avem geamul de la bucătărie și în partea din față avem geamul de la zona de living. Puteți observa că această autorulotă are foarte multe geamuri. În concluzie, este foarte luminoasă și pe lângă spațiul foarte generos, beneficiem și de o iluminare foarte bună. Aici avem portul de alimentare pentru apă, are un rezervor de apă de 120 de litri de apă curată și aici avem conexiunea pentru curent la 220. De asemenea, aici este compartimentul pentru baterie, compartimentul tehnic. În cazul acestei autorulote, clientul a optat pentru o baterie mai mare și atunci ea nu a încăput aici, a trebuit să o montăm în altă parte. Acest spațiu a fost folosit însă pentru echipamentele tehnice. Aici avem sursa de curent continuu de la curent alternativ. Aici avem un DC-to-DC charger. Ce este bine de știut, acest model de autorulotă vine din start cu un DC charger care știe să lucreze cu baterii litiu-fierfosfat. Deci puteți din start să montați baterii litiu-fierfosfat fără nicio altă modificare.
Aici avem regulatorul de încărcare pentru sistemul de panou solar, iar în partea din spate puteți să vedeți distribuția de 12V. Tot pe partea șoferului, în spate, lângă ușa de la garaj, avem evacuarea de la truma combi. Centrala truma combi este amplasată sub patul de la dormitor și evacuarea se face lateral, fiind o evacuare orizontală. Puteți să vedeți ce bine arată și iluminatul de gabarit, lămpile laterale, să vă faceți o idee și cu privire la iluminatul de gabarit. Avem acolo o lampă, mai avem acolo o lampă și, bineînțeles, pe lateral lămpile de culoare galbenă, care ne semnalează faptul că avem un vehicul de dimensiuni mai mari, mai lung. De asemenea, avem și lămpile de gabarit pe colțurile din spate, de culoare albă înspre înainte și roșie înspre partea din spate. Autorlota aceasta este destul de vizibilă în trafic. Și acum nu mai rămâne decât să vă prezint zona de garaj. Garajul este de dimensiuni generoase, accesul este prin ambele părți, deci avem această ușă și avem și dincolo o ușă. De asemenea, acesta este încălzit, puteți să vedeți acolo gura de distribuție a aerului cald. Din fabrică vine cu acești ocheți preinstalați pentru ancorarea bagajelor și iarăși ce este foarte bine este că sunt montate aceste table striate pentru protecție. Și acum că am văzut cam cum stă treaba la exterior, de să intrăm și la interior să vedem cum arată pe dinăuntru această autorulotă. În primul rând vedem că vine standard cu plasă de țânțari, ceea ce este un mare plus. De asemenea, avem un geam suplimentar pentru luminozitate sporită și acest geam este dotat cu o jaluzea care ne ferește de razele soarelui, precum și de privirile indiscrete. În partea din față, deasupra cabinei, avem cunoscutul pat de alcov. Este cel mai spațios pat dintr-o autorulotă cu alcov. Acesta are o lățime generoasă, 1,60 m pe 2 m. Concurează așadar cu orice pat de dormitor. Accesul se face cu acea scară care se fixează aici pe aceste două urechiușe și celălalt capăt se sprijină în podea. Totodată aici avem niște siguranțe astfel încât scara să nu poată fi dată jos accidental. Patul este, după cum vă spuneam, foarte generos. La căpătâi avem o poliță și două lămpi LED pentru citit, iar în partea opusă avem o fereastră pentru luminozitate, care are de asemenea plasă pentru insecte și jaluzea antitermică. Totodată, pentru intimitate, se poate folosi această perdea. Este și acolo o perdea în partea cealaltă, ele se unesc și creează un paravan foarte intim. Aici puteți să vedeți aceste catarame. Ele se folosesc pentru fixarea acestei plase. Aceasta este o plasă pentru protecție împotriva căderii copiilor. Deci, practic, în momentul în care prindem plasa respectivă în catarame, nu mai există riscul de cădere pentru cei care dorm acolo sus. Vă spuneam, acest model este gândit pentru familii și are foarte multe dotări care vin în sprijinul acestei afirmații. Totodată, în timpul deplasării, dacă dorim, partea aceasta a covului poate fi ridicată, astfel încât în momentul în care intrăm în cabină, nu mai avem riscul de a da cu capul. Putem să vedem acolo, sunt niște pistoane destul de puternice care țin partea aceasta ridicată. Tot aici vedem o perdea. Putem să vedem această perdea care se trage pe această șină, astfel încât să izoleze cabina de restul autorulotei și să creeze mai multă intimitate. Bordul autorulotei este cel bine cunoscut de la Fiat Ducato. Este motorul de tip nou, fiind un model 2023, motorul de Alfa Romeo, despre care v-am mai spus și în alte videouri că este deosebit de rafinat. Este cu totul alt motor față de cel folosit la vechile modele. Bineînțeles, scaunele se rotesc și sunt scaune de tip captain, adică cu acele cotiere incluse, iar tapiseria lor este din piele ecologică. Este de fapt o husă, dar este destul de bine lucrată. Se pot vedea detaliile cusăturilor care arată
Bine. Bineînțeles, husele sunt noi, de aceea încă nu s-au așezat perfect pe scaune, dar în momentul în care utilizăm autorulota, deja acestea se vor mula foarte bine. Zona de living este compusă așadar din cele două scaune din cabină. Aici avem iarăși o banchetă în L și mai avem o banchetă aici. Bineînțeles, în mijloc este masa care poate să pivoteze pe toate direcțiile. Astfel încât utilizarea ei să fie foarte comodă pentru toată lumea. De asemenea, poate fi și rotită. Și astfel spațiul este foarte modular, puteți să-l folosiți în foarte multe configurații. În ceea ce privește numărul locurilor cu centură, această autorulotă este omologată pentru 5 călători. Avem două locuri cu centură aici, două locuri în cabină și mai avem un loc aici, deoarece sub această pernă vedem centura de siguranță. Este puțin ciudat să călătorești într-o parte, să nu fii cu fața la direcția de mers, dar se pare că exact pentru acest motiv au pus aici această pernă. În cazul unei frâne bruște, persoana care stă aici dă cu capul în această pernă și astfel nu se accidentează. Este o soluție interesantă, zic eu. Nu este cea mai comodă, dar inginerii care au proiectat acest model au găsit o variantă ingenioasă de a mai obține un loc cu centură. Livingul este iluminat cu ajutorul acelei ferestre. Bineînțeles, în momentul în care nu sunt trase aceste perdele, intră lumină și de la parbriz, dar în momentul staționării de multe ori folosim acele termomaturi, acele folii protectoare antitermice, astfel încât să nu ne deranjeze lumina soarelui și să nu se încălzească prea tare în autorulotă. De aceea ne bazăm pe această fereastră. Mai avem aici o fereastră la bucătărie. Avem fereastra de la ușa de la intrare. Inițial, aici a fost o trapă, dar clientul care a achiziționat această autorulotă a dorit să montăm un aparat de aer condiționat și atunci l-am pus aici, în locul trapei. Evident, toate ferestrele au plasă de țânțar și jaluzele antitermice. În ceea ce privește iluminatul artificial, avem o plafonieră centrală deasupra mesei și avem lămpile de la cabinet. Sunt niște lămpi LED care asigură un iluminat foarte plăcut. Sub bancheta unde avem al cincilea loc cu centură, avem un mic spațiu de depozitare. Aici putem să vedem cutia de la compartimentul de gaz, este o cutie etanșă. Un alt aspect interesant este că sub această banchetă unde se află de fapt rezervorul pentru apă, avem o extensie. Prin această extensie și prin lăsarea mesei se mai obține încă un loc de dormit suplimentar. Deci avem două locuri de dormit în spate în dormitor, două locuri de dormit la alcov și mai avem aici un loc de dormit. Deci toți cei 5 pasageri au și locul de dormit aferent. Pentru a lăsa masa jos avem aici o clapetă pe care o putem apăsa cu piciorul și apăsăm pur și simplu masa până la înălțimea dorită. În living avem și cabineții întâlniți în fiecare autorulotă. Față de modelele din anii trecuți, putem să vedem o atenție sporită la detalii. Balamalele, de exemplu, sunt de foarte bună calitate, sunt balamale cu autosusținere. De asemenea, s-a schimbat și textura materialului, care este, din punctul meu de vedere, mai bună. Avem și aici un cabinet generos în cealaltă parte. Cam acesta este spațiul de living. Zona de intrare. Deasupra zonei de intrare avem o mică zonă tehnică. Aici avem senzorul de temperatură pentru încălzitorul Truma Combi, telecomanda de la aerul condiționat, echipamentul de recepție prin satelit, senzorul de gaze narcotice și aici avem panoul de comandă. Este panou de comandă de tip nou. Vă spuneam mai înainte de iluminat, am uitat să vă spun de aceste benzi LED de deasupra. Le-am aprins acum și totul este mult, mult mai luminos. Și nu uitați că acum autorulota se află într-o hală, deci lumina naturală este destul de puțină. Acest iluminat al cabineților în partea superioară cu această bandă LED dau foarte bine și ca aspect și ca și cantitate de lumină. Aici avem zona de bucătărie. În zona de bucătărie avem un aragaz cu 3 ochiuri de la Can, cu aprindere piezoelectrică și o chiuvetă de dimensiuni acceptabile.
Aici au montat un mic backsplash din sticlă securizată pentru a nu se stropi peretele când faceți mâncare. Și aici avem un suport pentru șervețel de bucătărie, care este foarte util și foarte binevenit. Sertarele vine din start cu acest organizer pentru vase. Sertarele sunt cu soft close. Și aici sub sertar avem iarăși spațiu de depozitare și robineții pentru gaz. În partea opusă avem frigiderul. În acest caz este un frigider Tedford de 100 de litri. Nu este cel mai mare, dar este de dimensiuni acceptabile. Este un frigider trivalent, adică funcționează la 220, 12V și pe gaz. Are inclusiv congelator și este cu funcție automată, adică știe să schimbe automat sursa de energie. Cum funcționează aceste frigidere trivalente? Ele prioritizează sursa de energie. Astfel, prima lor opțiune este 220. De fapt, prima lor opțiune este 12V, dar ele nu primesc 12V decât în momentul în care motorul este pornit. Dacă nu au 12V, comută automat pe 220. Dacă nu au nici 220, atunci comută automat pe gaz. Dacă suntem pe gaz și conectăm rulota la 220, vor schimba de pe gaz pe 220. În felul acesta optimizează permanent consumul și sursa de energie, de fapt, și astfel poate fi folosit foarte ușor, fără prea multe bătăi de cap. Totul este automatizat. Bineînțeles, are o parte electronică care face acest lucru și care, bineînțeles, are prostul obicei să se mai și defecteze câteodată, dar garanția echipamentelor este de 2 ani. De când mă ocup de autorulote, cred că am avut vreo 3 frigidere cu probleme, dintre care 2 au fost din cauza problemelor de calitate a energiei electrice, adică rețeaua unde au fost conectate autorulotele a fost destul de problematică, fluctuații mari de tensiune. Deasupra frigiderului avem un spațiu de depozitare. În mod normal, dacă se optează pentru un frigider de dimensiuni mai mari, frigiderul vine până aici sus și atunci dispare acest spațiu de depozitare. În cazul de față, clientul a optat pentru această variantă, așa că varianta aceasta o primește. Aici mai avem un cuier foarte util, chiar lângă zona de intrare. Acolo jos puteți să vedeți un senzor pentru scurgeri de GPL. De ce a fost montat aici? Pentru că în acest compartiment este și locul pentru rezervoarele de gaz și de asemenea posibile scurgeri pot să apară de la rezervoarele de gaz, de la frigider sau de la zona de bucătărie, deci în această zonă. Totdeauna detectorul de gaz combustibil se pune la circa 20-30 de centimetri de pardoseală. Să mergem mai departe. Vedem aici o ușă. Ce-i cu ușa asta? Ușa asta este de fapt unul dintre feature-urile foarte interesante la această autorulotă și unul dintre motivele pentru care este atât de populară, deoarece ea separă zona de dormitor de zona de bucătărie și living. Practic, închizând această ușă, am izolat complet spațiile, putem avea intimitate, putem să nu ne facem patul dacă vin niște musafiri, nu se uită și așa mai departe. Mai sunt alte câteva situații când se mai poate închide această ușă, nu intrăm în detalii. Și intrăm în zona de dormitor. Dormitorul este cu pat matrimonial queen size, iar salteaua este teșită la margini pentru a permite circularea prin aceste spații. Sub saltea avem spații de depozitare. Această autorulotă stă foarte bine cu spațiile de depozitare. De asemenea, aici sub avem spații de depozitare, aici, acolo am montat și un safe. Și aceste spații au uși glisante. Aici avem centrala de tip Truma Combi, este sursa de căldură și de apă caldă. Și pe lateral avem loc pentru a circula. Te simți ca într-un dormitor de acasă, pentru că poți să circuli pe lângă pat, ai acolo acel spațiu care amintește de o noptieră. Aici avem zonele de șifonier, unde putem să agățăm umerașe. Fiecare parte are șifonierul ei, deci nu o să vă certați cu soția pe spațiul din șifonier. De asemenea, mai avem aici aceste dulapuri, acești cabineți, cu ceea ce creează un spațiu de depozitare generos. De asemenea, avem lămpile LED pentru
citit. Fiecare lampă este cu acționare individuală. Ca și în cazul cabineților de la bucătărie, avem aceeași bandă LED care creează un efect foarte plăcut, o iluminare ambientală de foarte bună calitate și foarte intimă. În dreapta și în stânga avem ferestre de dimensiuni generoase. Puteți să vedeți aici cam cât de mare este. Bineînțeles, ferestrele au plase contra insectelor și jaluzele antitermice și totodată pentru intimitate. Deci se poate crea o atmosferă foarte intimă aici. De asemenea, tot pentru lumină avem o trapă de 40x40 aici sus. Este un Dometic Hecky 2, o trapă de foarte bună calitate, care vine de asemenea cu jaluzea antitermică și cu plasă pentru insecte. Iar aici, în partea dreaptă, avem inclusiv o oglindă, deci probabil că partea din dreapta a fost gândită pentru doamne. Am închis ușa pentru a ne face o idee despre dimensiunile spațiului. Așa se vede autorulota din pat. Puteți deci să vedeți, autorulota aceasta este ca o garsonieră pe roți. Efectiv, ai de toate. Ai un dormitor intim, ai un living, ai o bucătărie suficient de mare, spațiul de depozitare suficient, vom vedea imediat, deci este super ok. În partea stângă, cum privim înspre fața autorulotei, avem toaleta, iar în partea dreaptă avem cabina de duș. Ele sunt de fapt separate, ceea ce este un lucru foarte bun. Zona de toaletă are o ușă glisantă, o ușă din aceasta de tip rulou, merge foarte ușor. Și practic aveți o intimitate foarte bună când folosiți toaleta. Toaleta este Tedford cu golire exterioară, se rotește vasul WC, un mic lavoar, aici avem zona de control a toaletei, oglindă, suport de prosop și sub această chiuvetă, în această mască, avem spațiu de depozitare suplimentar și aici vedem și un suport pentru hârtie igienică. Aici avem un cabinet pentru diverse articole de baie și cosmetice. Din experiență pot să vă spun că este insuficient. Domnii o să aibă acolo undeva jos o zonă a lor micuță. Aici o să capareze doamnele, probabil. Zona de duș are o ventilație de tip ciupercă, acolo un suport pentru șampon și alte cele, bateria și para de duș. Dimensiunea este arhisuficientă și în momentul în care folosim dușul, putem să închidem aceste uși, astfel încât să nu stropim peste tot. Aici avem controlul pentru lumina din duș și aici este controlul pentru centrala Truma Combi pentru apă caldă și căldură. De asemenea, foarte util la ieșirea din duș, un suport pentru prosopul de baie. Sistemul de încălzire în această autorulotă funcționează cu GPL. În perioada de iarnă, la dimensiunea acestei autorulote se consumă aproximativ 2 butelii în 7-10 zile. De aceea este foarte recomandabil să vă instalați un sistem de rezervoare GPL pentru a vă asigura că aveți tot timpul cantitatea de gaz necesară. În ceea ce privește sistemul de apă, acesta este deservit de o pompă cu presostat, deci practic aveți o presiune similară cu presiunea de la robinetul de acasă atunci când o folosiți. Cum lucrează aceste pompe? Ele presurizează sistemul în momentul în care dumneavoastră deschideți robinetul, presiunea scade, pompa începe să debiteze și curge apă și în momentul în care am închis clapeta, pompa funcționează până reface presiunea în sistem, după care se oprește. Acum nu avem apă în autorulotă, dar acesta este principiul de funcționare. Să vă arăt puțin și mai în detaliu acest panou de control. Aici avem zona de control a iluminatului, de aici dăm drumul la pompa de apă, de aici pornim lampa exterioară, această autorulotă are și lampă exterioară, aceste butoane nu au funcție și aici putem să vedem dacă suntem conectați la 220, dacă avem suficientă apă sau putem să vedem voltajul bateriilor. XGO Dynamic 69G este în concluzie o autorulotă foarte bine gândită, este perfectă pentru familii, este spațioasă și totodată oferă utilizatorilor un grad de intimitate foarte, foarte bun. De asemenea, având în vedere că este unul dintre cele mai
ieftine modele de pe piață, modele de autorulote noi de pe piață, este o opțiune interesantă pentru cine caută să cumpere o autorulotă nouă. Autorulota beneficiază de garanție la XGO autorulote la Cluj pentru partea de rulotă, iar pentru partea de vehicul de bază, motor, tren de rulare și așa mai departe, garanția este în rețeaua Fiat. Dacă v-a plăcut această autorulotă, puteți să vedeți și alte modele de autorulote în playlistul care vă apare pe ecran. Eu mă străduiesc să prezint cât mai multe modele de autorulote, puteți să vedeți și celelalte secțiuni ale vlogului, partea de sfaturi tehnice sau poate vă interesează chiar secțiunea de conversii unde transformăm o dubă într-o autorulotă.